Am reîntâmplat-o, doamnelor și domnilor, pentru ultima parte a emisiunii Bucovina Retrospectiv. Alături de mine în platou se află invitatul permanent al emisiunii, domnul Tiberiu Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava. Bun, ar mai fi ceva de declarat? Ai subliniat pe finalul părții a doua că iată un lucru bun, că politicienii noștri, indiferent de... au dat dovadă că au colaborat. Asta ai înțeles tu? Da, pe final. Nu. Adică fiecare și-a făcut treaba. Da. Da, fiecare și-a făcut treaba. Da, da? Da. Dar n-au dat dovadă, că ei nu vor să recunoască că au colaborat. Nu vor să recunoască faptul că poate exista o colaborare, da? Și fiecare își face treaba. Da. Adică fiecare își face treaba lui, da? Și la un proiect mai mare, fiecare are meritul lui. Și tot, repet, toți au merite, colaborează, conlucrează pentru binele, am spus, a lor și a societății. Da? Iar ca să revin, reluăm, autostrada Pașcani-Suceava, inițial ca drum expres, Gheorghe Futur s-a luptat, a schimbat din drum expres în autostradă. Da? Cei de la PSD au insistat să poate cu finanțarea o leacă mai repede. Da? Da. Dacă nu insistau, poate era tot așa. Da? Dacă nu insistau, poate era peste o lună, peste jumătate de lună, peste un an, habar n-am. Da? Da. Poate n-au avut niciun efect insistențele lor. Poate au avut. Dar de ce să nu spun? Uite, chiar asta spun, știi? Am zis că e firesc în astfel de situații să spun, uite, ministrul nostru a alocat bani. Da? Poate ministrul lor, care o fie ăla, da, de la PSD, că e de la transportul, că e de la finanță, sau cine responsabil ca să facă demersurile ce țin de fiecare etapă a proiectului, ministrul lor poate făcea astea pentru că în coaliții stabileau. Dar coaliția asta știi cum îi stabilesc liberalii și PSD-știi, după aceea merg PSD-știi, proiecte liberale, că și fac la fel. Da. În birou acolo, bă, stai puțin, ne-am stabilit, că uite așa și așa. Da? Ce așa de greu de colaborat și de recunoscut? Uite, am făcut, am colaborat împreună. Că mai ales știm la fiecare lucrare, la fiecare investiție, nu să știm a cui, cine are meritul principal. Deci unul are meritul principal, da? De exemplu, centura, șosea ocolitoare a Sucevei, da? A început, da, sub mandatul domnului Berceanu, ca ministru al transporturilor, da. Țin minte și acum, schițe, hărți, desenate, așa. Până a fost treaba chinuită. A repornit da, ponta. Nu vreau dar să... numai acum și s-a terminat, într-adevăr, în mandatul de prefect a doamnei Adomitei. Da, da. Nu vreau dar, să dar, acolo a fost, centura a fost o vacă de mulți, au fost niște afaceri cumplite de nesimțite și pentru funcționarea statului, pentru că știm bine, știm, am mai zis, să factura o mașină de balast de 3 ori prețul pieței și adus din nu știu unde și în timp ce toate balastele din Suceava nu lucrau, da? Erau niște afaceri făcute de cei care conduceau țara la acea vreme, absolut nesimțit. Da? Da. Bun, dar până la urmă s-a zbătut, doamna Lămnica, și a fost finalizat. Da. Iată, un titlu l-am reținut pentru că, uite, așa mai aflăm ce oameni deosebiți avem, suntem, da? Mă uitam la titlul de pe Național și nu înțelegeam ce... interviul tău, la Monitorul, de la strungar la director general, drumul de 36 de ani al omului de afaceri Dumitru Popescu, un constructor redutabil, ca și domnul Girigan, avem, adică au făcut ceva, au construit poduri importante chiar în județ și în afara județului, lasă ceva în urmă. Da, domnul Popescu, voiam de mai multe să-l invit pentru că știam faptul că el a pornit, îl știu din mulți ani, că el a pornit de jos, că a pornit, că a făcut prima dată școala profesională, cum se face atunci, știi? De, foarte frumoasă, foarte frumoasă a fost întâlnirea cu domnul Popescu. Și surprinzătoare oarecum, repet, îl știam. Da, el mai reținut. Îl știu din mulți ani, dar când știi și tu, cum știi și alții, știi, stai, vorbești cu dumnealui. E, dar când te așezi așa la vorbă, descoperi înțelepciunea aia omului care a crescut la țară, care a trăit la țară, care mergea în fiecare zi 3,5 km până la școală și înapoi. Da? Da. Care a mers la școala profesională pentru că atâta se putea atunci. Da, da. Nu din punct de vedere poate al intelectului, pentru că era al treilea din clasă după băiatul învățătoare și după nu știu care. Da?
Dar financiar asta se putea. Exact, era mai greu. Și a venit la Suceava și când a văzut Suceava a zis, Sucevița mea, nu mai merg de aici niciodată, nu mai plec de aici. Bine, asta cum tot facem noi mișto de Suceava, de Botoșani, de unde e? Din județul Botoșani, știi? Și atunci explicabil. Da, venit, da, am înțeles. A făcut școala profesională, apoi liceu și chiar îl întrebasem, zic, dar bun, dar de ce ați vrut să faceți liceu, facultatea, nu bați? Chiar a zis un de un milion de ori. Din totdeauna ambiția lui să facă școală, să-și termine studiile. Da? Și asta a avut, într-adevăr, a avut acea frustrare care o au cei care terminau la seral. Pentru că erau considerați, bă, făcut da, așa. Da, pe fugă, știi, pe, repede înainte, pe vremea da. Lui Ceaușescu, erau mulți care... terminau liceul la seral. Bun, nu câte mai de maestri. Da, dar erau mulți luați din producție, știu cum era la mine, spre exemplu. Da, da, maestri da. Sau așa, erau trimiși să facă facultatea la seral. Dar da. Fără să aibă capacitate intelectuală, așa. Da, domnul Păi Scola de Jos a intrat al treilea la școala profesională din 1500 de candidați. Da, da, deci, asemenea ce concurență era. Nu, școlile erau, de meseri erau căutate. Da, și ce mi-a spus domnul Pescu, foarte interesant, primul, mi-a dat un nume, nu mai țin minte, care a fost după aceea director la Nicu Ganea. Director la liceu, la colegiu. Da, deci a făcut tot. Da. Școala profesională. După aceea, Marcus, al doilea care a fost director nu știu unde. Deci aceeași, pentru că... Vineai de la țară fără bani. Bun, el a ajuns, a zis, acolo, la internat, 3 mese pe zi, curat. A făcut școala, a făcut pas cu pas, s-a urmat, strungar, s-a angajat și a ajuns într-un final director general la SUC, într-o perioadă extrem de tulbure pentru această societate. Da, da, da. A reușit să o redreseze, să o aducă plină de plutire. Foarte frumoasă e povestea și, repet, Dumitru Popescu, știu că și tine și alți colegi din presă de mulți, mulți ani, dar dacă nu stai de vorbă cu dumnealui, nu-i descoperi înțelepciunea asta polară și savoare așa, pentru că are și un talent așa, extrem de plăcut de povestie. Vezi, iar revin, ce însemna școala pe vremuri? Acum, azi e luni, 19 februarie, mai ales cu următoarea știre se refer la 20 februarie, de seară, poate vom ști ceva. Mă rog, va fi pe postat următorul podcast cu domnul Emil Ursu de la muzeu. Da, domnul Emil Ursu care a apărut foarte des, zeci, sute de interviuri, dar mai puțin despre persoana domniei sale. Iar interesant, foarte interesant și povestea lui. Dar un noroc Suceava care în domeniu un om capabil, pregătit ca domnul Ursu. Chiar am avut... Ideea e că era așa o veselie atunci, când se schimba puterea, se schimba Consiliul Județean, Județean, Dar el a apucat să facă câte ceva și a fost greu de la o parte, știi? A apucat să facă câte ceva. Inițiativă important. Da, a apucat să facă câte ceva. A fost ales. Eram atunci când diferite obiecte erau aduse de la Bruckenthal sau de la așa, cu jandarmi, cu asta, și atunci am aflat că trebuie să plătești o poliță. Bine, are niște povești cu asta, să vezi și cu asta, cu corona Reginei Maria, dar are niște povești cu sume din cauza Sucevei, de rigoare, a ajuns corona n-a mai putut fi dusă la Alba Iulia, pentru că ăștia au mărit artificial prețul ca să crească suma de asigurare, să nu mai plătească, să nu mai duc la Suceava, în fine, sunt povestea asta. Dar de ce făceam paralela asta? Acum, ți-am zis, domnul Ursu, și nu are o poveste foarte frumoasă, iar puteai să ore întregi să povestești, dar spune la un moment dat că bunicul lui din Piatra Neamț, dacă nu mă înșel. Din județul Piatra Neamț. Nu, e de aici, lângă Suceava. Da. Bunicului. Nu, el nici. Sau am lucrat în... A lucrat, primii doi ani lucrat în Piatra Neamț. Da. Bunicului din partea maternă era cel care decidea tot în familie. El spunea cine, ce face, cum, așa. Emil Ursu fiind primul, bunicului n-a avut decât două fete. Da. El a fost primul urmaș, băiat. Și era clar, trebuie să facă zootehnist, pentru că bunicul administra bine la Ceaușescu o livadă de 66 de hectare, de pom fructifer. Și trebuia dus mai departe muncă. Și a stabilit, și așa a ajuns la liceul agricol din Fălticeni. Mă rog, între timp a venit Revoluția, l-a lăsat bunicul în pace, s-a apucat, a dat spre istorie pasiunea lui. Dar de ce pomeneam, am ajuns la asta cu liceul agricol din Fălticeni?
Pentru că spunea că în perioada aceea 1986-1990, da? Domnul Ursu spunea că avea 6 profesori, vorbind de liceul de cult din Fălcen, 6 profesori care erau doctori în științe. Iată. Deci 6 profesori, da. Spunea că liceul agricol din Fălcen de aceea cel mai bun din țară. Deci să ai 6 profesori doctori în științe. Ce însemna un doctorat pe vremea lui Ceaușescu? Bă, cine era luat doctoratul era într-adevăr om de știință. De asta era, da, era din, cu piciorul în academie. Da, da, era din domeniul ăsta inventatorilor, a cercetătorilor, da, da, pe bun. Da, da, da. Acum și doctoratul e un spor național. Sunt foarte mulți. Acolo, din păcate, da, sunt mulți. Până acum am fost cu diplome de da, cu diplome de facultate, da, de licență, bun, acum poate într-adevăr o să înceapă să mai domolească după ce au fost cu acuzele astea de plagiat, dar acum vezi, vine și legea aia, numai facultatea care a emis doctoratul poate să conteste. Da, da. Și dacă nu contestă, și repet, după, nu după 90, că mai fost o perioadă, în ultimii, hai, 15-20 de ani a devenit doctoratul, repet, un spor național, din păcate. Nu trebuie să generalizăm, sunt foarte mulți oameni care și-au doctoratul pe bune și muncesc pe brânci și fac o treabă foarte bună. Dar îi, cum spuneam, un spor național. Înainte de 89, să fii doctor într-un domeniu era... Da? Da. Și să ai 6 doctori în științe la un liceu, da? Gândește ce ieșau, ce oameni ieșau din liceul ăla, cât de bine pregătiți. Da? Și revin la domnul Popescu, la interviu cu dumnealui, îmi spunea, domnul Popescu spunea că visa la un moment dat își dorea să fie profesor. Am întrebat, ce mai, nu contează, orice. Pentru că îmi spunea ce profesor bun am avut. Și am zis că trebuie să fie o mare bucurie să-ți aduci aminte cu a ta plăcere de anumiți profesori, încât să-ți dorești să fii profesor doar pentru că i-ai avut pe oamenii la catedră. Da. Și mi-a dat exemplu de profesori pe care i-a avut în școala generală, în liceu, la școala profesională, în liceu, în facultate. Oameni care l-au influențat, oameni care l-au făcut să îi placă deosebit materiile acelea și să-i strânească dorința asta de a fi profesor. Dar asta vreau să spun, făceai o școală profesională și făceai ca la carte, cu profesori meseriași, adică vezi tu, doctor în știință la un liceu, era ceva, adică se pregătea oameni, erau pregătiți. Da. Din păcate, și la liceu de azi avem mulți doctori. Da. Deja. Na, doctor, nu vrem să supărăm pe nimeni, dar cum ai spus tu, a devenit un sport național. Trecem la știrile selectate din presa națională, a treia rundă, da, cea de vineri. A treia rundă de negociere a coaliției PSD-PNL s-a încheiat fără rezultat. Comasarea trebuie decisă înainte de data limită de 20 februarie, adică mâine marți, pentru că nu mai este timp pentru modificările legislative. În funcție de rezultatul negocierilor de duminică 18 februarie, s-a scurs și duminica și nu s-a... Deci astăzi... Da, de asta am zis că suntem când facem acum... Da. Noi suntem luni dimineața, 19 februarie. Da. N-am stat, că vezi, în fiecare seară analizează postul televiziune, s-au întâlnit. Da. Esența, din câte am văzut, e că domnul Ciolacu vrea funcția de președinte, vrea să fie candidat unic, nu? Din câte am înțeles. Da. Asta e ideea, până la urmă. Au apărut, că, ca să legăm și că ai pus aici un titlu mai încolo, Tănase Stamule, acuză jocul de stradă lui Marcel Ciolacu. Domnul Stamule, bine, acum aflat și eu de dumnealui, deputat, parcă PNR, nu? Da, da. Așa? A spus la Antena 3 că noi nu am spus niciodată că vrem să ne tragem din coaliție. Nu am făcut nicio afirmație prin care să spunem că vrem să nu continuă această coaliție. Domnul Ciolacu s-a trezit zilele trecute să spună că își dă demisia. Nu înțelegem de ce să-și dea demisia. Noi nu am deschis acest subiect. Și domnul Ciolacu a amenințat că își dă demisia pentru că, după cum spun liberali, nu a vrut să accepte, nu vrea ca cei din coaliție să-l pună candidat unic la președinția României. Liberalul are orgoliu. Da, domnul Tănase spune, nu credem că funcția de președinte a României se negociază la piață. Au spus că PSD să aibă candidatul la prezidențiale, noi am spus că nu credem că putem decide în ianuarie, februarie cine să candideze. Și aici cam are dreptate. Da? Da. Adică nu te apuci acum în ianuarie, februarie, mai... Nu e sistemul de Statele Unite, da? Îți faci... Da, bun, știi cum... Îți faci campanii în propriul tău partid, da? Că sunt mai mulți... Da, cum e în Statele Unite, vin 4-5, își fac campanii pe partid, votează în cadrul filialelor locale și după aceea...
Dar nici nu avem personalități în alți ani. Să știa din ianuarie-februarie că o să candidezi Ion Ilescu, o să candidezi Mircea Geoană, Emil Constantinescu. Da, da, da. Traian Băsescu a apărut pe ultima sută de metri, că atunci era Teodor Stolojan, era cum candidat. Era, da, cum era și cu Adrian Năstase, da, da, liderul Adrian Năstase, PDSR, da. De obicei, și era cumva liderul partidului, președintele partidului și asumă candidatura la președinție. Da. Numai că până acum, dacă luăm după Revoluție... Geoană, la fel, era liderul Social-Democrației. Da. După Revoluție, dacă luăm și ne uităm la anii care au avut loc alegeri și la președinții care au fost, acești lideri ai partidelor au fost oameni extrem de puternici. Și mă refer la partea, hai să spunem, vizibilă. Da, da? Da. La modul în care erau percepuți de alegători. Începem. Ion Iliescu. Da? Da. Ion Iliescu încă o dată. Da. Emil Constantinescu. Iarăși. Da. Da? Iar. Ion Iliescu din nou. Da. Da? După aceea Traian Băsescu. Da. Traian Băsescu era vizibil. Candidatul era Tudor Stolojan, care s-a retras în ultima... Și el era primarul capitalei. Da, și era primarul capitalei. Avea o vizibilitate foarte bună. Traian Băsescu, care... Mă repet, el a inventat conferința de presă de duminică. Cine? Domnul Băsescu. Da, era... bun, și a inventat multe altele și mărlănia în politică, spre exemplu. Da? Domnul Băsescu, care a candidat cu domnul Năstase. Da. Da, și a ajuns acolo în final. După aceea, din nou, domnul Băsescu, da, cu Mircea Geoană. Mircea Geoană. Da, alt lider al PSD. Vorbim de lideri PSD. Da. Apoi cine a urmat? Domnul actualul, domnul președinte, cu Victor Ponta. Da? Da. Domnul Ponta chiar era liderul lider, PSD. Da, a fost și premier. De ce ar vedea numai lideri puternici? Deci toate aceste partide, toți președinții care au fost aleși, erau lideri puternici. Da. Bun, și să luăm, hai, nu luăm perioada din 92, atunci când domnul Iulian, 90, Ionescu a ieșit cu, de acurațul și cu Câmpeanu. Da. 92. Da. Nu mai știu cu cine a fost. În 2000 a fost cu finală cu Vadim Tudor. Vadim Tudor, da, când a mers să alegem rău cel mai mic. La fel, Vadim Tudor de partid. Da. Dar și după aceea sunt continuare care au fost. Da. Deci tot timpul au fost persoane care în momentul... Domnul Băsescu, mi se pare, când a candidat, deja preluase PD-ul. Da, preluase de la domnul Roman. Da, vorbesc de candidați la președinție, au fost personalități puternice, care aveau, a căror nume, a căror prezență, a căror imagine era extrem de puternică în spațiu public. Deci n-am avut așa nume cum domnul Ciolacu, domnul Ciucă, sunt cunoscuți, dar nu îi impun așa cum impuneau ceilalți. Da. Cei care au câștigat funcția președinte sau care chiar au ajuns în final. Da. Da? Deci, la ora actuală, nu există, părerea mea, pe scena politică din România, un candidat care se compare cu toți președinții anteriori, mă refer din punct de vedere al imaginii și al percepției publice, cu toți cu președinții sau cu toți finaliștii din alegerile prezidențiale. Da? Social-democrații chiar au fost miniștri diferite guverne. Ce candidații pentru președinție au fost... prim-ministru, domnul Năstase, domnul Geoană a fost ministru, domnul Traian Băsescu a fost ministru, al transporturilor. Da, Vale, nu numai că au fost, miniștri sau prim-ministri, dar vorbim de personalitate, de omul în sine. S-au impus, în spațiu public. Când apăreau, altfel erau percepuți, altfel vorbeau. Noi aici avem domnul Ciolacu și domnul Ciucă, cu tot respectul pentru domnilor, dar n-au prestanța și alura celor dinaintea lor, repet, care chiar au pierdut în finală. Da. Da? Și de asta, cum au spus și liberali, nu pot stabili din ianuarie, februarie cine o să candideze la prezidenție. Mai ies atâtea luni până la prezidențiale, cine știe ce se poate întâmpla. Da. Mergem mai departe. Iată, vorbim totuși despre poporul partener și prieten. Da? Ucrainenii se opun instalării în Odessa unor monumente închinate unor domnitori români. Iată... Asta am văzut, Asociația Națională Culturală Basarabia, a românilor din regiunea Odessa, a făcut o cerere către Administrația Regională de Stat Odessa, la care a primit un răspuns negativ pe 16 ianuarie 2024. Cererea viza instalarea unor monumente, nu spunea că mâine sau poimâine, ca principiu. Da? Da. Unor monumente cu închinate domnitorilor Principatului Moldovei, cum ar fi Ștefan cel Mare, Vasile Lupu și Alexandru cel Bun. Deci se spunea că nu este oportun în momentul de față. Motivul este că acele monumente pot deveni repere de comemorare care să alimenteze anumite narațiuni de confruntare.
Iar în contextul actual al legii marțiale din Ucraina, nu este momentul potrivit pentru această inițiativă. În 2013 au mai avut o inițiativă să pună bustul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, dar a spus că un astfel de monument ar atrage pelerinaje ale ultranaționaliștilor din România, adepți ai refacerii României Mari. Bun, în 2013 înțelegem. Acum, mă așteptam așa, adică băi, măcar după cât ajutor a acordat România Ucrainei și acordă în continuare. Am fost primii, bun, noi și polonii, care am sărit la graniță, nici n-a apucat să cadă bine bombele, exagerez acum, și românii erau la graniță la Sirep, pregătiți cu mâncare, cu de tot, ca să întâmpine pe refugiați. Da? Sute mii de români și-au pus casele la dispoziție ca să stea cetățenii ucraineni. Că după aceea s-a transformat într-o afacere și pentru români și pentru ucraineni. Da, corect. Da? E altă poveste. Da, i-am ajutat din prima secundă și ajutăm și în zilele astea. Domnii ăștia din Administrația Regională de Stat Odessa puteau să-i ducă măcar atacapul, să spune, da, suntem de acord. Pentru că este o deschidere, o colaborare, o prietenie. Da? Suntem de acord, dar haideți să lăsăm să treacă războiul, să vedem după aia și discutăm după aceea. Așa mai... Era așa de greu, nu spuneai că faceți acum. Da? Cine știe, poate o să trebuiască să ceară autorităților ruse. Da. Da, în principiu suntem de acord pentru că există o prietenie, nu știu ce, bla, 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 bla. Dar haideți să treacă războiul, să-l liniștească, să reconstruim țara. Da? Da, da. Putea zică, pe 10 ani stai puțin, că am zis să reconstruim țara, mai bine reconstruit. Da. Adică nu te duce capul să ai atâta minimă diplomație, să dai un răspuns care să mulțumească oamenii, să-i mulțumească pe cei care sunt acolo, te ajută, te ajută de, uite cât sunt, aproape 2 ani, mă rog. Da, da? De 2 ani. Da, ce să mai zice? Deci noi știm aici, pentru că dacă spui ceva critic la adresa Ucrainei sau ucrainilor, ești taxat ca putinist, ca rusofil. Da, îmi cer scuze că am zis de popor, de fapt de stat, până la urmă statul. De stat. Dar știm că avem prieteni care merg în Ucraina și ne povestesc cum sunt tratați acum români, fiind cum au fost tratați dintotdeauna. Dar nu s-a schimbat nimic, din păcate, aceeași desconsiderare și superioritate afișată față de români. Aș putea comenta, dar mie să nu îmi închidă granița. Da. Mai avem un minut. Dacă vrei tu, ce vrei titlu. Tu? Un titlu. Hai. Care te atrage? Uite, asta cu, nu știu, cu aurul, hai. Da, aur? Da. Aur își alege candidatul la prezidențiale, condițiile impuse de partid. Vrem să îl înlocuiască pe actualul președinte taciturn. Bine, clar că o să îl înlocuiască, că actualul președinte taciturn nu mai are, nu mai are să candideze. Da. Bun, pe lângă condițiile alea legale, cu vârstă de 35 de ani, cu naționalitate, există două condiții. Să fie realizat lucruri remarcabile în interesul românilor, este o persoană cu integritate, bun caracter și reputație. Să facă alegeri interne, așa cum mai este, că ar fi trebuit să facă în fiecare partid. Partid, corect. Da, să depună candidaturi. Două, turul 1, 2, 3, 5, dacă e nevoie. Da? Da. Turul 1 și 2. Da? Da, foarte interesant. Acum, vezi, se vehiculează multe nume. Dan Puric, candidatul... Mircea Diaconu. Chiar. Mircea Diaconu. Dan Puric, care a fost într-un interviu, a spus că eu sunt deja președinte. Da, da, că a zis. A dat un răspuns. A dat un răspuns de asta, bine, evaziv CTP. Așa. Da. CTP-ul a ieșit, iar că Dan Puric, acest Vadim al aurului, știi? Da. Bun, Dan Puric n-a confirmat, bun, nici n-a infirmat, a lăsat-o așa în... Interesant, bine că am văzut că George Simion vorbea, dădea niște nume, dar Ioan Aurel Pop a zis că... Bun, el a enumerat mai multe persoane care a zis că... Președintele Academiei, ne referim. Da, că personalități care ar putea fi, ar întruni conținut și așa mai departe. Nu însemna că există că deja o discuție sau că... Există o intenție din partea domnului Pop de a candida, de a-și depune candidatura. Mă îndoiesc că o va face. Da? Dar e interesant de văzut, pentru că spuneam că în condițiile în care nu există o personalitate puternică de la alt partid, mă refer PSD-PNL, domnul Joană, mai era o știrisitate cu domnul Tudose, care știe că pe domnul... Și domnul Tudose spune la un moment dat, asta ca să concluzionăm, să înțelegem toți, că
Domnul Joana este singurul care spune, domnule, eu vreau să candidez. Atacul a apărut după ce declarase domnul Joana, chiar am văzut în direct în acest interviu, că s-a întâlnit cu domnul Ciolacu în biroul dumnealui și a propus, a fost rugat aproape să candideze. Da. Domnul Ciolacu a ieșit a doua zi și a zis că da, și după aia m-am dus la domnul Șoșoacă și am propus să fie ei prim-ministru. Da? Nici n-a infirmat. Nu, bine, eu l-a ironizat așa, zic că i-am propus lui președinte și domnul Șoșoacă prim-ministru. Da? Da. Deci din câte spun cei de la PSD, nu există nicio intenție de a-l pune pe domnul Joană candidat la președinție din partea PSD. Da. Deci nu există. Poate surpriza ar putea apărea din partea alianței asta. Dreapta Unită. Nu știu cum se cheamă. Asta cu USR, PMP, Dreapta Unită. Aici poate fi o persoană de asta cu vizibilitate. Nu știu cine ar fi, dar bine, partidul nu e așa de... De asta zic, e foarte interesant că un candidat puternic sau un nume din partea AUR, în condițiile în care AUR... Da. Are un scor bun în sondaje, un nume puternic ar putea să aducă cu siguranță candidatul AUR în turul 2 și de acum nu se știe. Nu se știe întotdeauna, da. Da. Nu se știe și știi cum ajungi, cum era atunci, spuneam din 2000. 2000 cu Vadim. Vadim și Iliescu și am fost chemați să... Oamenii au mers la vot să voteze rău cel mai mic, da. Adică Ion Iliescu. Am fost convins și acum eu știu dacă... Bun. A fost, să zicem, să presupunem noi că ar fi președintele Academiei Române, da, ales de AUR. Și dacă domnia sa prin AUR, zicem că acceptă, da. Bun, sunt persoane cum domnul Pop care nu te uiți la partid. Da. Îl votez pentru Da, sunt persoane cum domnul Pop, nu cred eu că ar ajunge el președinte și ar face ce ar spune un partid, da? Da. Și mai sunt câteva personalități din ăsta care, băi, le alegi, da, dar nu ajungi acolo și îmi spui tu mie, fă aia. Domnul Marga. Da. Da. Da, e complicat. Azi e complicat și într-o criză de personalități, așa, orice se poate întâmpla. Da. Mulțumesc pentru această plăcere. Atât pentru astăzi, doamnelor și domnilor. Numai bine!